Ce sfaturi i-a dat tatăl faimoasei Ada Dumitru de la Survivor România? A sărit puțin calul. Tatăl faimoasei Da Dumitru de la Survivor România face declarația cide despre controversele care planează în jurul fiicei sale, de când a intrat în competiția din Dominicană. Da Dumitru de la Survivor România e printre cele mai controversate concurente din Dominicană iar propunerea ei spre eliminare nu a făcut altceva decât să agite și mai tare apele, iar declarațiile acide și jignitoare să curgă râiuri râiuri. Tatăl faimoasei a Dumitru de la Survivor România sare în apărarea fiicei sale. Faimoasa a Dumitru de la Survivor România e pusă la zid de colegi pentru felul în care se comportă acolo. Tatăl ei natural, Cristi Dumitru, are argumente pentru fiecare gest sau situație din care controversata sa ca a ieșit un pic cam șifonată. În seara nominalizărilor, Mihai Smărândescu, colegul de echipă al Adei Dumitru, și-a motivat votul spunând că ar vrea să fie eliminată din motive sociale. El a spus despre ea că râgâie și înjură, în tabără și are un comportament care nu face cinste unei femei contactat Cristi Dumitru, tatăl faimoasei Ada Dumitru de la Survivor România, susține reacțiile fiicei ca fiind o normalitate. Ba chiar ne-a explicat el ce se petrece acolo ține de normalitate. Orice om, după ce mănâncă mai râgâie, părerea mea. Acum nu pot să te abții, ce să zic. E mai vulcanică un pic și are altă constituție, dar nu la modul ăsta alarmant și urât, ne-a spus el și deși, înainte de a intra în competiție, Ada Dumitru spunea despre ea însă și, eu sunt mai din Mahala, așa. n -aș vrea să mă apuce dracii pe acolo, că nu mă văd bine, tatăl a ținut să o contrazică. Nu e din Mahala, ea stă la kilometru zero, la unirea. Mahala, dacă stăm să ne gândim, e peste tot. Nu a crescut în ferentari sau mai știu eu unde, explică tatăl natural al faimoasei Ada de la Survivor România el recunoaște în schimb că a sfătuit-o să nu înjure. Ce a sfătuit-o tatăl pe Ada Dumitru înainte de competiție? Dar acesta nu a fost singurul sfat pe care tatăl faimoasei i l-a dat înainte să plece spre Republica Dominicană. Am sfătuit-o să fie ponderată, să nu asculte nici în stânga, nici în dreapta de nimeni, pentru că sunt răutăcioși și vor fi în continuare, chiar dacă pisica bâlândă zgârie rău. I-am spus să fie atentă la competițiile sportive: să nu se accidenteze, să fie ok, să nu asculte de nimeni și să-și vadă de treaba ei, a mai dezvăluit tatăl faimoasei Ada Dumitru de la Survivor România. Cum explică tatăl Adei Dumitru bătaia dintre ea și doc? Nu este prima dată când tensiunile ating cote maxime în tabăra faimoșilor. De la replici usturătoare la îmbrânceli fizice. Nu a fost decât un singur pas în cazul Adei dumitru versus doc. Tatăl faimoase i-a ținut să precizeze că va lua legătura cu doc pentru a afla cu exactitate, ce s-a întâmplat între ei. Doc este un tip frustrat din punctul meu de vedere, nu știu ce să spun. Probabil stresul psihic și-a pus amprenta mai mult la el și a răbufnit. Iar ada nu suportă jigniri. Ea nu jignește dacă nu este jignită, sub nicio formă. Probabil i-a spus ceva, s-a întâmplat ceva cu ei acolo, ei nu i-a convenit, și evident că a răbufnit. Mi se pare normal. Adică e o reacție normală. Nu poți să taci când cineva te jignește. Chiar o să stau de vorbă cu doc să văd ce s-a întâmplat exact acolo. Eu nu cred că Ada s-ar fi dat la el fără motiv. Fără discuție, sigur s-a întâmplat ceva, a declarat tatăl faimoasei faimoasa Ada Dumitru, acuzată că provoacă bărbații și si umblă goală prin tabăra de la Survivor România. Reacție nervoasă a tatălui ei și si dacă despre această bătaie are toate șansele să se elucideze. După o discuție cu Doc despre dezvăluirile potrivit cărora fiica s-ar umbla goală prin tabără, tatăl exclude din start această variantă. Chestia asta, personal, nu o cred și chiar dacă ar fi fost să fie dezbrăcată, poate ar fi fost într-un mediu să nu fie nimeni pe lângă ea sau ceva de genul. În rest, nu văd pe Ada făcând asta. Pentru că ea e mai pudică. Iar comentariile răutăcioase vin de avalmă. Are ea vreo probă concretă. Doar ea a zis treaba asta, ne -ret. Vica blochina, în rest, nu am auzit de la nimeni. Deci eu nu cred. Ea e pudică. Dacă ar fi într-un loc în care ar fi singură, atunci da, dar așa mi-e greu să cred, a mărturisit Cristi Dumitru. Întrebat ce părere are despre decizia colegilor săi de echipă de a o vota pe Ada Dumitru spre eliminare în repetate rânduri, tatăl faimoasei nu pare deloc surprins. Nu mă miră, nu este nici prima dată și nici ultima cred, ne-ret. Râde vor să scape de cei buni probabil, ca dovadă că este pe locul 6 în clasamentul general, din câte am văzut. Mai spune el imaginea și după Survivor România îi va afecta cariera de actriță a faimoasei Ada Dumitru. Întrebat dacă această imagine controversată îi va afecta în vreun fel cariera de actriță, tatăl de Dumitru se declară optimist. Ba chiar, spune el, imaginea pe care oamenii au văzut-o acolo, în Dominicană, o va ajuta.